În 1976, Carlo Cipolla, profesor de istorie economică, a dezvoltat o lege socială prin care putem grupa oamenii în patru categorii. Prima categorie este cea a neajutoraților, a doua aparține inteligenților, a treia răufăcătorilor și a patra este categoria imbecililor. Omul imbecil este cel mai periculos tip și în grup este mult mai puternic decât mafia, armata sau comunismul, avertiza Cipolla. Pentru a ajunge la această concluzie, trebuie să înțelegem cele 5 legi de bază ale imbecilității umane. Unu. Mereu și inevitabil, toată lumea subestimează numărul de indivizi imbecili care există. 2. Probabilitatea ca un om să fie imbecil nu este influențată de altă caracteristică a acestuia. Educația, bogăția sau statutul social nu au nimic de a face cu asta. 3. Un imbecil este cineva care aduce pierderi celorlalți fără să aibă nimic de câștigat. 4. Oamenii care nu sunt imbecili subestimează mereu puterea distrugătoare a imbecililor și uită constant cum să-i gestioneze, ceea ce îi costă scump. 5. Un imbecil este cel mai periculos tip de persoană, chiar mai periculos decât un răufăcător. Cipolla ia în considerare 4 factori ai comportamentului uman. Un om poate aduce beneficii altora, poate să obțină câștiguri pentru el însuși și poate cauza pierdere altora și lui însuși. Dacă acțiunile lui Mihai îi aduc o pierdere, acesta este neajutorat. Dacă Mihai obține un câștig, dar îi aduce câștiguri și lui Vlad, atunci este inteligent. Dacă Mihai obține beneficii, dar îi cauzează o pierdere lui Vlad, este răufăcător. Iar dacă Mihai face un lucru care nu îi aduce niciun câștig, dar îi cauzează și lui Vlad o pierdere, este imbecil. Oamenii ineficienți sunt în centru. Acum haide să vedem efectele acestor grupuri asupra societății. Neajutorații contribuie la societate, dar ceilalți profită de ei. În special răufăcătorii. Așadar, contribuția lor este limitată. Altruiștii sau pacifiștii extremiști ar putea accepta voit un loc în această categorie din motive morale. Inteligenții contribuie la societate și se folosesc de contribuția lor pentru câștiguri reciproce. Acțiunile lor duc la un câștig net în societate, motiv pentru care neajutorații ar trebui să-i susțină mereu pe cei inteligenți. Răufăcătorii își urmăresc propriul interes și să se îmbogățească, chiar dacă făcând acest lucru, afectează societatea. Oamenii inteligenți și neajutorați ar trebui să-i oprească. Imbecilii contribuie mereu la pierderi în societate. Dar nu doar atât. Fac acest lucru fără un motiv evident. Acțiunile lor produc frustrare, furie și confuzie celorlalți. În ciuda tendințelor culturale existente în rândul colegilor săi intelectuali, Cipolla era convins că oamenii nu sunt egali, că unii sunt imbecili, pe când alții nu, și că diferența este stabilită de natură și de nimic altceva. Un om poate fi imbecil, așa cum poate avea părul roșu, a scris el. Cipolla a avertizat că potențialul dăunător al omului imbecil depinde, deci, de cantitatea de imbecilitate moștenită, precum și de poziția lui de putere într-o societate. Printre birocrați, generali și politicieni, nu prea ne este greu să găsim exemple clare de persoane din această categorie, a căror capacitate dăunătoare a fost crescută alarmant de poziția de putere pe care o ocupă. Ce crezi despre imbecilitate? Oamenii se nasc sau devin imbecili? Sau și aici lucrurile sunt mai complexe și există o interdependență între cele două? Împărtășește-ți gândurile și citește mai multe despre opera lui Cipolla și eseul său amuzant mai jos, care inițial a fost destinat doar prietenilor. Dacă ți s-a părut util, vizionează și celelalte videoclipuri ale noastre și abonează-te!
Dacă vrei să ne susții munca, alătură-te nouă pe patreon.com/sprouts. Pentru mai multe informații și conținut suplimentar, vizitează sproutschool.com.